Jandarmii sălășeni au aplicat în perioada 19-22 aprilie 17 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 2000 de lei. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru participarea la scandal în locuri publice, consum de alcool în locuri publice, dar și pentru apelarea la mila publicului. În perioada 19-22 aprilie, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj au desfășurat activități specifice în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță civică la manifestările dedicate sărbătorilor de Paști și praznicul Învierii Mântuitorului. Jandarmii au acționat atât pentru asigurarea măsurilor de ordine la manifestările cultural-artistice din mediul rural, cât și pentru menținerea ordinii publice și realizarea dispozitivelor de siguranță în municipiul Zalău și orașele Șimleu Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, unde s-a acționat independent sau în cadrul patrulelor mixte în cooperare cu poliția. Cu ocazia misiunilor executate, jandarmii au aplicat 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 2150 de lei. Sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea normelor referitoare la fapte ce aduc atingere ordinii și liniștii publice, precum provocarea sau participarea la scandale în locuri publice, adresarea de injurii, expresii jignitoare și amenințări cu acte de violență, consum de alcool în locuri publice, tulburarea liniștii locatarilor prin producerea de zgomote și larmă, precum și pentru apelarea în mod repetat la mila publicului de către persoane apte de muncă.